chestiunea cu troleibuzele care a răsunat ieri în direct pe tot Chișinăul și toată Moldova, și anume că noi cumpărăm la un preț mult prea mare troleibuzele și că de fapt un troleibuz costă mult mai puțin, și anume 90.000 de euro. Am dispus verificarea acestor lucruri și am primit chiar astăzi un răspuns de la compania Škoda, unde ni se spune clar că prețul unui troleibuz este de la 420.000 euro până la 600.000 euro. Deci niciun fel de 90.000. Mai mult decât atât, pot să prezint un răspuns dat nou de la compania Škoda de acum 3 ani, din anul 2012, când am făcut solicitări la ei. Este un răspuns dat de compania Škoda la Regia Transport Electric, unde apare prețul de asemenea 400.000 euro. Cu alte cuvinte, pentru asemenea minciuni care nu sunt de tolerată, îi acționăm în judecată pe socialiști, concret pe Zinaida Greceanu, pe Ion Ciobanu, care în calitate de reprezentant al ei a difuzat această informație mincinoasă, și cerem despăgubiri fix 100 de troleibuze pentru municipiul Chișinău, în așa fel încât să le treacă pofta să mai spună vreodată minciuni.